Slăvit să fie Domnul pentru toate. Credem că Dumnezeu este mare, mai mare ca El nu este nimeni. În dimineața aceasta credem că problemele noastre sunt mici. El le-a ridicat, El le-a dus pentru noi la Calvar. Și credem că rezolvarea pe care Dumnezeu ne-o aduce pentru noi, pentru gloria Lui, este și va fi mare. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să rămâneți unde sunteți, am să citesc doar 7 versete din 1 Împărați, capitolul 17. Și vom trage câteva idei de aici pentru noi, având în vedere că fac această mică paranteză. Aș vrea să înțelegem că Domnul Iisus a venit pe pământul nostru cu un singur scop, să mântuiască tot ce era pierdut. Dar înainte ca să vină El, au mai venit alții înaintea Lui și nimeni n-a putut să facă ceea ce a făcut El. Știți din ce cauză? Pentru că era nevoie de o lucrare total nouă, o renoire a minții, o renoire a autorității, o renoire a puterii, a călăuzirii și Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El. Întâi Împărați, capitolul 17, ne scoate în relief pe prorocul Ilie, un om al lui Dumnezeu care a fost la rândul lui trimis și el ca să rezolve sau să încerce să rezolve măcar problema care se afla pe vremea respectivă în poporul Domnului. Ilie, tijbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, paranteză, împăratul din vremea respectivă, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, la cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și a poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Amin. Până aici citirea cuvântului în dimineața aceasta. Fraților, am intitulat și așa am primit de la Domnul să intitulez acest mesaj o problemă de autoritate. O problemă de autoritate. În vremea noastră, ca și pe vremea respectivă, și am să fac o legătură între vremea respectivă și vremea noastră, și dacă vă veți uita, a existat o criză de autoritate și atunci și acum. Și oamenii își puneau întrebarea atunci și își pun întrebarea acum, din ce cauze nu se mai întâmplă anumite lucruri așa cum ar trebui să se întâmple, din ce cauze nu mai sunt vindecări cum ar trebui să fie, de ce Dumnezeu nu mai lucrează cu puterea care a fost înainte. Și acum dacă vă veți uita, începând cu capitolul numer mai departe, începând cu 1 Împărați, capitolul 13, Ieroboam, Roboam și merge mai departe, Abiam, în afară de Asa, Nadab și toți ceilalți, în afară de Asa, toți au făcut, zice cuvântul lui Dumnezeu, ce este rău împotriva Domnului. Toți au făcut ce este rău. Și poporul nu mai ieșea din problemele în care se afla. Și Dumnezeu vrea să-i scoată de acolo, dar era nevoie de autoritate. Era nevoie de oameni care să stea în picioare pentru ceea ce Dumnezeu vroia să stea, vrea ca ei să stea în picioare. Și acum, fraților, trimite Dumnezeu pe robul lui, pe Ilie. Și aș vrea să fiți atenți la câteva lucruri foarte importante din textul care l-am citit. Pentru că zice aici Ilie, tijbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab. Și apoi spune ce a zis. Auziți? Unul. Dacă vă aduceți aminte, doar câteva minute în urmă, am zis ceva. La un moment dat, oamenii ăștia doi, Duhul Sfânt din biserică, Duhul Sfânt le-a vorbit și le-a spus, auzi, voi trebuie să începeți să fiți mijlocitori. Și cu doi oameni, Dumnezeu a făcut o lucrare minunată. Omul respectiv care s-a ridicat să aducă cuvântul, a primit har din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a făcut lucrarea, slăvit să fie Domnul. Acum problema este aici că unul din locuitorii Galaadului, și anume Ilie, a avut curajul, autoritatea să meargă și să vorbească împăratului ceva. Și a zis, viu este Domnul, este Domnul Dumnezeu lui Israel, al cărui slujitor sunt, ceva garantat. Că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie. Și acum ascultați, după cuvântul meu.
Dar nu a zis după cuvântul Domnului, a zis după cuvântul meu. Și mi-a pus întrebarea și a zis, Doamne, de ce a zis omul ăsta după cuvântul lui? Că până la urma urmei nu poate să treacă nimic peste tine. Dar acolo e o specificație. Viu este Domnul al cărui slujitor sunt. Adică cuvântul lui Dumnezeu trăiește în mine și îl rostesc din partea lui Dumnezeu. Și ceea ce spun eu se împlinește pentru că vine din partea lui Dumnezeu. Problema mare din ziua de astăzi, fraților, este cu autoritatea. Nu mai avem autoritate, nu mai avem autoritate în absolut nimic. Și acum ascultați-mă, absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru se întâmplă cu autoritate. Mergem la DMV să ne înmatriculăm mașina. Și oamenii respectivi spun, uite care e treaba, mașina ta trebuie să aibă un VIN number. Dacă nu putem să citim VIN number-ul respectiv, nu putem să-l băgăm în sistem. Asta e autoritatea, asta e ceea ce am primit de sus. Mașina ta trebuie să treacă smoke-ul. Dacă nu trece smoke-ul, slăvit să fie Domnul, că de anul viitor nu mai trebuie să trecem smoke-ul. Chiar nu. Trebuie să treacă smoke-ul. Dacă nu trece smoke-ul, nu poți să o conduci. Și vine o autoritate. Este peste tine o autoritate. La locul de muncă nu faci ce vrei tu. Ți se spune ce să faci. Vine directivă de sus. IRS-ul îți trimite o scrisoare acasă. Și zice în felul următor, uite-te, cam așa stau lucrurile, dacă nu plătești suma asta, venim și spunem pe casă, lin, și așa mai. Nici nu trebuie să te sune, să spune nimic, îți trimit o scrisoare și sun tu după aia pe ei. Și în absolut tot există o autoritate. Problema care e în ziua de astăzi este că poporul Domnului nu mai are autoritate. Și acum haideți să vedem puțin de unde se strică lucrurile în poporul lui Dumnezeu. De unde nu mai există, de unde cum ne pierdem noi autoritatea. Că dacă veți citi puțin mai încolo și vă veți duce puțin mai încolo, Iliu a avut autoritate până în capitolul 18 și după ce a trecut de capitolul 18, în capitolul 19, știți ce s-a întâmplat? Vine o amenințare din partea unei femei. Și femeia respectivă îi spune ceva și ce i-a spus? Știți? Vă aduceți aminte? În capitolul 19, Izabela a trimis un sol la Elie să-i spună. Auziți? Nu i-a trimis o scrisoare de amenințare. O vorbit. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Și acum ascultați, aici e o problemă de traducere. Versetul următor, versetul 3, spune așa. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Eu cred că acolo e o problemă de traducere. Ilie nu a văzut lucrul ăsta. Când a auzit Ilie amenințarea respectivă. Că aici știți ce s-a întâmplat? Era autoritatea lui pusă în question, cu semnul întrebării. Acum venea o altă autoritate peste el ca să-l subjuge. Fraților, primul lucru la care noi suntem falimentari, locul în care noi ne pierdem autoritatea și ne-am pierdut-o garantat, este vorbirea. Este vorbirea. Și o să ziceți, dăm un exemplu și am să vă dau. Am dat fraților ceva timp în urmă cu care ne-am strâns un exemplu și am să vă dau și dumneavoastră. Am mers la Arizona ceva timp în urmă. Nu vorbesc pe nimeni de rău. Despre cel despre care vă spun, mi-este prieten și frate bun. Dar nu și-o dat seama ce prostii au făcut într-o zi. M-am dus la Arizona și am vizitat. Și la un moment dat m-a ajutat omul respectiv în ziua aia enorm cu șapul lui. Eu venisem de la Texas, mi s-a stricat trocul pe drum și a trebuit să mă bag la el în șap și mi-a dat șapul la dispoziție să fac ce vreau în ziua respectivă. Dar așa a făcut Dumnezeu ca să fie și el lângă mine. Și la un moment dat zice, auzi, hai să mergem să mâncăm ceva. Și mai erau câțiva în șap acolo. Și am strâns un troc întreg de un daci plin de oameni și am plecat să mâncăm ceva. Și prietenul ăsta meu e unul care are răspuns la absolut tot. Tot ce spui, el știe să-ți răspundă. El știe puțin mai mult decât toți. Și nu spune rău, slăvit să fie Domnul. Și mergem noi pe drum. Și la un moment dat, eu stăteam în stânga, în spate, el stătea în dreapta și între noi era altcineva, era copilul lui. În mijlocul călătoriei noastre, prin oraș, prietenul meu zice ceva. Și ascultați acum, vreau să fiți atenți. Zice, My back is killing me. Eu m-am uitat la el. M-am uitat lung. Traducere. Vai, zice, mă omoară spatele. Și m-am uitat la el și am zis către el, numai atât i-am spus. Și am zis, ce ai zis? Și el zice a doua oară, my back is killing me. Și am zis, tu ești serios?
Zic, cum poți să rostești asemenea cuvinte? Cum poți tu să spui că spatele tău te omoară pe tine? Și a zis, tu realizezi că tu ai autoritate și ceea ce vorbești. Iertați-mă, se întâmplă? Și el s-a uitat așa la mine, a făcut niște ochi mari și acum ascultați-vă. Cu noi în mașină era un american. Ăsta stătea în față, lângă șofer. Și americanul, fiind obișnuit cu omul ăsta să aibă răspuns la orice ce, el nu poate, nu poți să-i spui ceva, el are răspuns la orice ce. S-a întors așa dintr-o dată, s-a uitat așa în spate și la el și la mine. Și a zis ceva. Știți ce a zis? Asta e pentru prima dată de când eu îl cunosc pe, și a zis numele lui, când el nu poate să răspundă nimic la ceea ce i s-a spus. Mă vreau să vă spun ceva. Știți din ce cauze nu a putut să răspundă? Pentru că și-o dat seama că a făcut o greșeală imensă. Acum poți să spui tu, copila lui Dumnezeu, în tine locuiește Duhul Sfânt, tu ai autoritate, tu... Și tu spui, my back is killing me. Mă doare mâna, simt că o să-mi cadă jos. Știți că avem tot felul de expresii din astea. Vai, zice, așa mă doare capul, simt că-mi crapă. Serios. Râdeți, eu vă spun adevărul. Și ascultați-mă ce vă spun. Știți ce se întâmplă? Să fac niște crăpături așa frumoase și pe acolo începe să se strecoare. Știți ce se strecoară? Prima vine necredința. Și rog, în următorul moment zici, măi, dar uite, mă simt și mai rău și și mai rău și și mai rău. Și la un moment dat vine satana și spune, o să vezi că o să ajungi la spital. Și tu te duci și spui la soție, drag, atât mă simt de rău, să știi că cred că o să trebuiască să mă duci la spital. Dar nu ți-ai dat seama ce ai zis. Cred că o să trebuiască să mă duci la spital. Și Dumnezeu să zică, facă-ți-se după credința ta. Ascultați-mă. Știu că râdeți în dimineața aceasta și zâmbiți. Eu vă spun un adevăr mare. Și apoi ajungi la spital. Și acolo la spital vine medicul la tine. Și spune medicul, uite, am găsit aia și aia și aia. Și tu deja te gândești, vai, jumătate din mine e putred. Acum o să crape aia, o să se rupă aia, o să se întâmple aia și sunt terminat. Și uite așa, uite așa, ușor, ușor, satana te-a dus tot mai departe și tot mai departe și tot mai departe. Asta e o problemă, fraților. Pentru că, fraților, ascultați-mă ce vă spun. Copilul lui Dumnezeu, prorocul Ilie, o venit înaintea lui Ahab și a spus un lucru. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie după cuvântul meu. Dar vreau să vă întreb pe voi în dimineața asta, ce ziceți dumneavoastră, ca dumneata și eu, când mai vine câte o durere din aia așa și când mai prinde câte un jung din ăla și când mai primim o veste rea, să începem noi să acționăm în puterea Duhului și în autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Mă vă fac o paranteză. La un moment dat un păstor a primit un telefon de la o familie și omul din casă a zis, nu mai am pace cu nevasta mea, trebuie să fii neapărat să stăm de vorbă cu dumneata. Nu mai am pace cu ea. Nu mai am, plânge toată ziua, îmi face necazul, nu mai știu ce să mai fac cu ea. Te rog frumos, primește-ne la o consiliere. Și au venit oamenii respectivi și păstorii au primit. Și-a zis, cu ce vă pot sta la dispoziție? Și femeia plângea și plângea într-una. Și-a crezut, măi, o bătut-o ăsta, o abuzat-o. S-a gândit, gata, asta merge la pușcărie, a făcut ceva rău. L-a întrebat pe om și zis, măi, ai bătut-o? N-am bătut-o. Ai vorbit urât cu ea? N-am vorbit urât cu ea. I-ai luat banii, n-ai lăsat-o să meargă la mall. Ce ai făcut? Zice, nu, nimic din toate alea. La un moment dat s-a întors către soție, către femeie. Și-a zis, soră, ce se întâmplă cu dumneata? Și femeia plângând, printre lacrimi, a răspuns și-a zis, mi-e dor de tata. Și-a zis, dar cum adică probleme de familie că ți-e dor de tata? Și păstorul a fost gata repede să sară și a zis, păi tăi așa, va lăsa omul pe mama și pe tata, să va lipi de nevasta lui, vor fi un singur trup, dumneata nu mai ai voie să te gândești. Și-a zis, nu, dumneata nu înțelegi, mi-e dor de tata. Și-a zis, soră, dar de ce? Și-a zis, hai să-ți spun un lucru, m-am căsătorit cu omul ăsta. Și când e câte o problemă la noi în familie, el zice, eu nu știu ce să fac, cu asta nu pot să o rezolv. Și zice, într-una numai negativ și negativ și negativ. Și zice, păi și de ce ți-e dor de taică tu?
Că zice, ai om lângă... Nu, zice, vreau să spun ceva. Sora mea era mai mică, eram acasă la mama și la tata. Sora mea era mai mică și-a lovit o mașină în fața casei. Și nu mai țin minte, nu vreau să vă mint, i-a rupt ceva, s-a întâmplat ceva rău de tot. Și toți vecinii au început să țipe, ori sunat, să vină ambulanța. Și zice, tata a venit, a luat-o pe brațe și a zis vecinilor și oamenilor din prejur și a spus, nu vă temeți de absolut nimic, nimeni să nu țipe, nimeni nu să facă urât, să nu chemați nicio ambulanță. Veniți împreună cu mine și o să vedeți ce va face Dumnezeu. Dumnezeu va purta de grijă. Și zice, a luat tata pe fetița asta, pe sora mea și a dus-o în casă. Și-a așezat-o acolo jos pe o lespede și-a chemat pe mama și pe copii și tata și-a pus mâinile peste ea și-a zis în numele lui Iisus Hristos, al cărui slujitor sunt, cer vindecare, nimic rău nu se va întâmpla, fetița mea nu va trebui să ajungă la spital, nu va trebui să fie gips pe pus pe ea în numele lui Iisus Hristos, eu o cer și Dumnezeu mi-o dă înapoi. Și după câteva minute de rugăciune, fetița și-a revenit la normal, s-a ridicat în picioare, i-a dat să mănânce și o dat-o înapoi familiei sănătoasă. Și a zis, mi-e dor de tata, pentru că într-o zi n-am avut ce să punem pe masă. Și mama ne-a strâns pe toți și a zis, știi ce, va trebui să mergem la vecini și să cerem ajutor, că nu avem ce să punem pe masă. Și tata a venit de la lucru. Și mama a întrebat și a zis, auzi omule, când e salariul? De ce nu mai avem ce să punem pe masă? Și a zis, salariul nu vine până atunci, care-i problema? Păi n-am ce să le dau la copii. Și a zis, copii, eu strâns pe toți copiii în jur și a spus, copii, veniți aici la tata. Dumnezeu va purta de grijă. Veniți lângă tata și haideți să ne rugăm și să vedeți că Dumnezeu va rezolva. Și-o strâns tata copiii pe toți în jurul lui. Și-o strâns soția, și-o strâns familia. Și-o început să se roage și-o zis, Doamne, Tu cel care ești Dumnezeu, eu sunt slujitorul Tău. Tu cunoști situația Tău și Tu dinainte că se va întâmpla lucrul respectiv. Doamne, eu am autoritate, Doamne, să poruncesc ca lucrurile să se întâmple. Te rog în numele lui Iisus Hristos, trimite cele trebuincioase în casa mea. Și știți ce-o zis fata? O zis, s-a rugat tata cu putere și ne-a strâns pe noi. Și a zis, când s-a terminat rugăciunea, a venit cineva și a bătut la ușă și a spus, m-a trimis, eram acasă și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus să vin să-ți aduc laptele ăsta, să-ți aduc brânza asta, să-ți aduc pâinea asta, pentru că voi v-ați rugat că aveți nevoie. Fraților, unde ne este autoritatea în ziua de astăzi? Pentru că primul lucru care se întâmplă, când primim o vestirea, când se întâmplă ceva, primul lucru care îl facem, suntem nenorociți, s-o terminat, nu mai este niciun fel de scăpare, totul e ruinat. Și acum vreau să vă aduc o perspectivă și mai puternică înaintea dumneavoastră. Pentru că i-a spus fratelui Marius, când am vorbit cu dânsul câteva săptămâni în urmă, i-a spus niște lucruri. Și aș vrea să vă citesc ceva, fraților, înainte să vă aduc ceea ce vreau să vă spun. Vă rog să ascultați. În Marcu, în capitolul 1, Domnul Iisus se află la începutul lucrării. Și în versetul 21 spune în felul următor. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturari. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus, ascultați acum, l-a certat și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Fraților, știți că nouă, de obicei, ni se duce vestea datorită negativismului nostru și datorită lucrurilor rele care ni se întâmplă. Nu se duce vestea din cauza că suntem așa de sfinți și așa de minunați. De obicei, auzim câte o bombă din aia. Măi, ai auzit ce-a făcut ăla? Băi, ăla, cum? Bă, ăla care e pocăit, ăla care l-am cunoscut, ăla care o cântat, ăla care o prorocit, ăla care o făcut. Da, zice,
Dar nu se mai duce vestea să se mai audă că ai auzit ce a făcut Dumnezeu? Ce? Domnule, s-a ridicat unul cu autoritate în adunare, au făcut niște lucrări deosebite și Dumnezeu și-o revendicat, și-o tras înapoi, o pus toate lucrurile în rânduială așa cum trebuiau. Și acum Dumnezeu lucrează cu putere. Ascultați câteva lucruri care vreau să vi le aduc înainte. Fraților, noi avem nevoie de autoritate, pentru că Domnul Iisus, numai ce și-a început lucrarea, și primul lucru care l-a scos în relief, știți care a fost? Știți? Știți? Autoritatea. Auziți, zice că în ziua sabatului în Capernaum, Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Și primul lucru care s-a întâmplat, zice că oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarii. Și acum ascultați cel mai important lucru. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. Eu vă întreb pe dumneavoastră, omul a venit pentru prima dată acolo? Răspundeți-mi. Auziți, în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce s-a întâmplat până când a intrat Iisus cu lucrarea nouă în sinagogă? Cum de cei care au fost acolo n-au putut să facă lucrarea respectivă? Nici măcar nu și-au dat seama că trebuiau să o facă. Vă spun eu, nu era autoritate. Și după ce a ieșit duhul necurat, după ce l-a mustrat Iisus, noroadele, zice, o învățătură nouă. Eu vă spun că nu a fost o învățătură nouă. Învățătura au fost. Știți care a fost problema? Practica și autoritatea au fost problema. Acolo n-au avut ei ce trebuia să aibă. Că noi, fraților, le-am spus fraților cu care ne întâlnim, am învățat ceva de la început, că le-am cerut niște lucruri și am zis, dacă nu, nici nu începem lucrarea nouă, nu se merită. Haideți să vă spun eu, să vă șochez astăzi dimineață și nu mă interesează că vă șochez, că vreau să vă spun un lucru. Câteodată trebuie să te mai curentezi ca să știi că e curent acolo. Știți? Că noi știm că e curentul la priză, dar așa ne curvem câteodată ca și cum nu e. Și atunci câteodată mai punem degetele și atunci ne cutremurăm câteodată și zice, băi, stai că aici e one ten sau two twenty, nu mă pot juca cu lucrul respectiv. Știți ce facem noi, fraților? Haideți să vă spun ce facem noi. Intră oamenii în adunare și fac ce vor. Nu mai are nimeni niciun fel de autoritate. El intră cu duhurile care sunt în el, care îl călăuzesc pe el, și numai te trezești că în mijlocul adunării se ridică și strigă împotriva păstorului, împotriva... Și face tot felul de lucruri ciudate. N-ați văzut lucrurile astea? Eu am văzut. Acuzații! Îl acuză, că îl duce la cort, că știe el ce-a făcut. Și acum știți ce se întâmplă? Am văzut și cel de la Amvon, care odată o strigat foarte tare la unul, că crezut că el cu strigătele lui o să-l anihileze pe ăla. Nu s-a rezolvat nimic. S-a certat ăla cu ăsta și ăsta cu ăla. Și biserica s-a uitat ca la felul 7. A fost invitată la slujbă și s-a uitat, de fapt, a ajuns la circ. Și acum era un act din ăsta, de la circ. Știți? Doi circari, unul striga într-o parte și unul într-alt. Vă șochez. Nu mă interesează că eu vă spun adevărul. Știți ce am învățat pe oamenii cu care ne-am strâns de 2 ani de zile? Ascultați-mă bine ce vă spun. Când aici, în adunarea lui Dumnezeu, intră unul ca și ăsta din sinagogă și începe să vorbească duhurile din el, că el, ascultați-mă, el e sub stăpânire. El e sub stăpânire. Fiecare e stăpânit, ori de Duhul Domnului, ori de Duhul Lumii. Știți care e prima greșeală care noi o facem? Noi ne uităm să vedem ce are să ne ofere nouă Satana. Și ne uităm la omul respectiv. Toată atenția, eu vă spun, eu vă garantez, acum dacă ar intra unul să facă ce vă spun eu, toți v-ați întoarce și v-ați uita la el. Cea mai mare greșeală. Cea mai mare greșeală. Știți unde trebuie să vă uitați? Știți? Aici, într-un loc în care Dumnezeu a pus unul peste voi cu autoritate. Că l-o să știe ce are de făcut. Și știți ce am învățat pe frate? Este aici unii care vă pot spune. Am zis, voi să nici măcar să nu vă uitați la omul respectiv. Voi să vă uitați la mine și eu vă voi spune ce aveți de făcut. Și acum vă spun ce aveți de făcut. Când vă veți uita aici și cineva va intra sub călăuzirea Duhului rău sau Duhului rele în adunare, vă veți uita aici și eu vă voi da un semn. Știți care va fi semnul? Sau fratele mare sau cine aici? Biserică, intră în rugăciune și înconjoară pe omul respectiv. Și atunci toată adunarea se strânge cerc în jurul lui. Dar știți cum? Trebuie să vă fiți așa unii lângă alții. Dacă e nevoie să vă dați mâna, vă dați și mâna unii cu alții. Și omul respectiv să se uite ca la felul 7 și începe rugăciunea. Și apoi oameni care au putere și au autoritate din partea lui Dumnezeu vor intra cu autoritate înaintea lui Dumnezeu.
Și cel care are autoritatea din partea lui Dumnezeu să elibereze pe omul respectiv, va merge și va face lucrarea. Și vă spun ce se va întâmpla. Două lucruri se pot întâmpla. Unu, iertați-mă că acum asta așa de direct. Iasă dracul din om și pleacă afară și rămâne omul eliberat în adunare. Slăvit să fie Domnul. Sau, a doua, care e rea. Va ieși și omul împreună cu ce este în el să vă aduce și nu va mai veni din cauza rușinii în adunare. Dar una din două se va întâmpla garantat. Asta vă spun 100%. A fost în adunări în care oricine își permite să facă ce vrea. Se ridică din spate, strigă, face. Ce e asta, fraților? Unde ne este autoritatea, fraților? Noi am fost chemați, fraților, să avem autoritate. Iisus Hristos nu a dat voie Duhului rău să vorbească. Nu i-a dat voie. I-a spus un singur lucru. Taci și ieși afară din omul acesta. Drept? Acum vă întreb pe dumneavoastră un lucru. La ce s-a redus absolut totul? La ce? La autoritate și la vorbire. Că ne pierdem autoritatea prin faptul că vorbim sau nu mai vorbim. Vorbim ce nu trebuie sau nici măcar nu vorbim. Dar ne cere Dumnezeu să fim oameni înțelepți. Să nu uitați un lucru, fraților. Că mai întâi vorbești dumneata și eu și apoi vorbește Dumnezeu în dreptul nostru. Aici spune și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe în versetul 2 din capitolul 17. Mai întâi, cine a vorbit, fraților? A vorbit Ilie. Mai întâi vorbești tu, nu? Situația mea nu este așa. Situația mea, satană, nu este așa. Tu degeaba vrei să-mi spui că nevasta mea îmi este dușman. Nu e adevărat, eu nu te cred. Pentru că o să vină satan la tine și o să spună, nevasta ta e cel mai mare dușman al tău. Copilul tău, ăsta care nu te ascultă, ăsta să va alege praful și pulberea de el. Și știți ce facem noi? Noi în loc să zicem, nu, stai așa, Stefane, cum poți tu să spui așa ceva? Păi am autoritate. Eu Dumnezeu m-a pus peste el. Eu mă rog, eu postez, eu îi cânt lui Dumnezeu, eu trăiesc o viață curată și neprihănită. Nu spui tu mie ce se întâmplă. Eu spun ce. El va fi un copil și un rob în casa lui Dumnezeu. Noi știți ce facem? Ne enervăm și copilul face o prostie și spune, nimic nu s-o alege de tine. Vai de tine, vai de capul tău, nu ești bun de nimic. Le-am dat fraților un exemplu și vi-l dau și dumneavoastră. A fost în România o familie unde tata a murit și mama a rămas cu 3 copii, 3 băieți. Și răi. Și mama nu mai știe ce să mai facă cu ei. Și aici a fost problema, că nu mai știu ce să facă. Și la un moment dat, mama s-a enervat într-o zi. Și a zis ceva necugetat. Mai bine își punea mâna la gură, amândouă mâine să-și fie pus la gură. Și-o zis, dar nu dă Dumnezeu să creșteți odată, să vă împrăștiați în toate 3 colțurile lumii. Auziți? Ce vă spun acum, mi-a mărturisit unul dintre copii. Știți ce s-a întâmplat? Unul în America, unul în Canada și unul în Spania. Și se văd odată la 15. Pentru că o mamă, auziți, în loc să-și folosească autoritatea, să rostească niște lucruri bune, demne, curate, de ridicare, de punere împreună. O zis, dar nu dă Dumnezeu. Auziți? Eu vă întreb pe dumneavoastră, pe cine l-o băga la mijloc? Dar nu dă Dumnezeu să creșteți mare odată, să vă împrăștească toate 3 colțurile ale lumii. Viu este Domnul al cărui slujitor? Sunt. Că voi ști ce să vorbesc. Că voi ști cum să opresc orice atac al celui rău. Pentru că după ce vorbesc eu, vorbește Dumnezeu în dreptul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părâul Cherit care este în fața Iordanului. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă părâul Cherit care este în fața Iordanului. Aici e o problemă, fraților, pentru că vine satana la noi și ne spune în felul următor. Păi, cum să te ridici tu și să spui anumite lucruri cu autoritate? Că să vezi ce o să se întâmple. Să vezi ce o să ți se întâmple. Nu poți mai să vorbești tu, măi, așa oricum, că o să-ți fie slujba, o să te dea afară de la lucru. Și acum, cu riscul că mă repet, vă dau exemplu ăsta din nou, că l-am dat fraților multă vreme în urmă. Am în România un verișor. Și verișorul acesta lucra la o companie în România și șeful mare, CEO, nici nu știu cum să-i spun, cel care era responsabil de companie, a venit într-o zi la el
Și a zis, auzi, uite care e treaba. În scurtă vreme o să zbor de aici, așa, că nu-mi place de tine. Nu-mi place fața ta, nu-mi place atitudinea ta, nu-mi place ce, nu-mi place nimic la tine. Azi să zbor de aici. Și acum, știți că și noi avem astfel de probleme câteodată ni se întâmplă. Suntem amenințați. Și acum depinde ce răspundem, cum răspundem, care autoritatea. Lăsăm autoritatea la el, la cel care vine cu acuzația, cu... sau luăm noi autoritatea pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut atitudinea lui. S-a întors către el și a zis în felul următor. Eu, zice, să zbor de aici. Păi zice, tu nu știi ce vorbești. Eu îl cunosc pe șeful mare, mă. Auzi? Eu intru la el în audiență când vreau eu, măi. A zis lui ăla. Și a spus, ascultă-mă ce spun eu. Eu am să intru în audiență la șeful mare și ai să zbori tu de aici, n-am să zbor eu. Ăla s-a uitat și zis, bă, dar cine ești tu? Ăsta era, iertați-mă, el era janitor. Că aici știți ce e. Om de... Da, curățenie. Și el vorbește cu șeful al care era peste compania respectivă. Și zice, nu mă, eu intru când vreau la șeful mare, mă. Și ăla spune, tu așa vorbești cu mine. Și eu zic, da, da. Deci eu îți garantez un lucru. Tu vei pleca înaintea mea din compania asta. Vai, atât trebuie să-i spună ăla. Ăla nervos. Gata, să-l mănânce. Și ăsta zice, nu. Hai să vezi. Pocăitul nostru s-a dus la șeful mare. În pauza de masă, s-a dus în audiență. S-a băgat într-o cămăruță, s-a plecat de genunchi și a zis, șeful mare, tatăl meu, împăratul împăraților, a venit un netăiat împrejur și mi-a spus că vrea să mă dea afară din companie. Și a venit cu autoritatea care o are, dar eu vin în numele lui Iisus Hristos cu autoritatea care o am eu. Și în numele lui Iisus Hristos, eu poruncesc ca tu să rezolvi problema cum vrei tu, eu nu o să plec din companie, nu știu ce faci. Eu nu o să plec din companie. Știți ce mă mărturisesc? Trecut 4 săptămâni de zile. Și într-o zi îl vede pe ăla cu o bax așa micuță, umblând și venind și se îndreaptă spre ieșirea din companie. Și pe drum îl întâlnește pe ăsta care dădea cu mătura și cu mapa. Și zice, auzi, vreau să te întreb ceva. Ce relație ai, măi omule? Ce relație ai? Cu cine ai vorbit? Pe cine ai mituit? Ce ai făcut? De ce? M-au dat ăștia afară. Am primit directivă să nu pun multe întrebări, să-mi strâng absolut totul și să plec. La care pocăitul nostru s-a întors pe el și a zis, măi, eu ți-am spus că eu-l cunosc pe șeful mare. Eu-l cunosc pe șeful mare. Și zice, eu am făcut o singură intervenție. Atunci l-a tras deoparte și a spus cu lacrimi în ochi și a spus, ascultă-mă, eu sunt copilul Dumnezeului celui preanalt. Și orice limbă care se ridică împotriva mea, eu o voi osândi. Așa e scris. Și asta e autoritatea, asta e moștenirea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Eu nu m-am dus cum ai crezut tu că m-am dus la șeful mare al nostru în companie. Eu m-am dus acolo în cămăruța aia și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu știi că n-am făcut nimic rău. Tu știi că omul ăsta a pus ochii pe mine cum nu trebuie. Tu știi și Tu știi și te rog, rezolvăm problema. Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt. Slăvit să fie Domnul. Că la cuvântul meu se vor întâmpla lucrurile așa cum trebuie să se întâmple. Fraților, problema noastră în adunare, una dintre cele mai mari probleme ale noastre în adunare, este că am ajuns să ne ridicăm unii împotriva altora și în special cei din adunare împotriva celor din frunte. Și ascultați-mă bine ce vă spun. Din nefericire spun lucrul ăsta, ca cele mai multe cazuri pe bun drept. În cele mai multe cazuri pe bun drept. Dar un lucru pe care noi nu-l mai realizăm, nici cei din bănci și nici cei de sus de la conducere, este că și unii și alții ne-am pierdut autoritatea. Ascultați-mă. Nici noi din bancă nu mai lucrăm cu armele duhurilor, armele Duhului, dar nici ăștia de sus câteodată nu mai lucrează cu armele Duhului. Și ascultați-mă acum, eu vă întreb pe voi, când dăm la o parte armele Duhului, cu ce ne luptăm? Am ajuns să identificăm o problemă enormă. Deci nici cei de sus nu mai au armele Duhului și nici cei din bancă nu mai au armele Duhului. Și totuși există o luptă. Deci ne luptăm cu armele firii. Și ascultați-mă.
M-am rugat odată 5 luni de zile. Pentru că era un om în fruntea unui popor și pentru o vreme am fost parte din poporul respectiv. Și nu știam ce se întâmplă cu omul respectiv. Puteam să-l acuz, puteam să strig, puteam să fac urât, că făceau alții. Erau alții care făceau lucrurile respective. Și m-a rugat 5 luni de zile. Și a zis, Doamne, te rog frumos să-mi spui ce se întâmplă cu omul ăsta. Și într-o zi, când omul coborât pe culoarul adunării, să meargă să facă ungerea în adunare. Ungerea în adunare. Duhul Domnului mi-a spus doar atât. Duh de șiretenie. Auziți? Duh de șiretenie. Peste persoana respectivă. Și eu am înțeles tot. Când a zis Duhul Domnului lucrul respectiv, eu am înțeles absolut tot. Pentru că toate lucrurile care le făcea omul respectiv se rezumau la șiretenie. Noi, fraților, noi n-avem voie să ne ridicăm unii împotriva altora, luptându-ne unii împotriva altora cu armele firii. Noi trebuie să trecem de nivelul firesc la nivelul spiritual. Pentru că într-o zi, dacă vă aduceți aminte bine, în Matei, în capitolul 16, Domnul Iisus, începând cu versetul 21, a început să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, a cărturarilor care să fie omorât și că a treia zi are să învie. Și unul plin de râvnă. Unul plin de râvnă, în care încă mai existat niște fire rămase. O zis ceva. Numele lui era Petru, zice, l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească, auziți, Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Pe cine l-o băgă la mijloc? Există șansa să-l băgăm pe Dumnezeu? Și totuși să vorbim din partea firii? Auzi, la prima vedere, ce-l interesează de mult pe el. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și ascultați acum răspunsul Domnului Iisus. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Fraților, lupta noastră nu trebuie să fie la nivelul firii, la nivel interactiv cu omul. Lupta noastră trebuie să fie împotriva stăpânirilor care locuiesc în locurile cerești. Dacă eu știu că peste omul respectiv există o autoritate care nu e de la Dumnezeu, eu nu mă lupt împotriva omului, ci mă lupt împotriva autorității, dar nu mă lupt cu firea, ci mă lupt la nivel spiritual. Pentru că aici e problema, fraților. Aici e problema mare de tot. Și totul începe prin vorbire. Am văzut oameni, fraților, care vin cu tot felul de acuzații. Tatăl meu a avut o experiență în mijlocul adunării. La un moment dat a venit un așa zis proroc în adunare. Și, fraților, la prima vedere puteai să-ți dai seama că ceva nu e în regulă cu el. Era pe vremea lui Ceaușescu. Venea îmbrăcat cum venea îmbrăcat, nu mă intru în detalii, și intra în adunare și uite cum vă arăt eu așa. Uite așa. S-a uitat prin adunare, punea ochii pe cineva și se dădea drumul la o lucrare. Și lucrări din alea, voi n-ați auzit de când sunteți. Și într-o zi, nimeni nu s-a ridicat în adunare. Nimeni nu s-a ridicat vreodată să spune, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să taci și să ieși afară din omul ăsta. Nimeni. Dar într-o zi, și fac paranteza asta, tatăl meu a avut dar de deosebirea duhurilor, dar a avut și autoritate deosebită din partea lui Dumnezeu. Tatăl meu a plecat din partea cealaltă adunării, a mers pe culoarea adunării, a ajuns până lângă el și în momentul respectiv, când a luat lângă el, a spus, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc, taci! Că nu vorbește Duhul Domnului prin tine. Omul respectiv a amuțit Duhul din el, nu a mai putut să vorbească absolut nimic. Cât a încercat în seara aia, nu a mai putut spune nimic. Și a trecut ceva vreme, nu mult. Și vine omul din nou în adunare. Și acum a prins puțină putere Satana. Și dă drumul la o lucrare în dreptul tatălui meu. Și zice, pentru că ai vorbit împotriva Duhului Sfânt. Ascultați acum, lucrare de la Domnul. În ghilimele. Vei muri călcat de tren între stația cu tare și cu tare. Iertați-mă că sunt așa de direct.
Mațele tale vor spânzura pe marginea Șinei și păsările cerului îți vor mânca stârvul. Tata au tăcut din gură. În plină adunare. În plină adunare. Tata au tăcut din gură. Și-a mers acasă. Și-a intrat în post necurmat înaintea lui Dumnezeu și-a zis: Doamne, Doamne Dumnezeule, al cărui slujitor sunt, eu n-am să mă duc să mă lupt cu omul ăsta în plină adunare sau să mă apăr pricina, dar te rog în numele lui Iisus Hristos, rezolvă tu situația cum vrei tu, dă pe față pe cel rău, Doamne, și arată-ți tu puterea. Într-o zi, seara, la 10:30, era ultimul autobuz care venea de la Bocșa Română și aducea oamenii de la uzină. Au venit oamenii de la autobuz și erau unii care stăteau, îi ziceam noi, în drumul Reșiței, adică sus la ieșirea din oraș. Și de la stație, de la stația de autobuz, aveau de mers vreo 15 minute pe jos. Și mai le trebuia ceva timp. S-a făcut deja aproape ora 11, când trezea și autobuzul, și unul dintre frații din comitet de la adunare mergea spre casă. Și în timp ce mergea, o trecut pe lângă casa unei vecine de-a lui. Și era becul aprins, era trasă perdeaua, dar ascultați, Duhul Domnului, ochiul lui Dumnezeu, zice, cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde până acolo încât despică măduva de încheietură, zice cuvântul Dumnezeu. Ochiul lui Dumnezeu vede orice. Și omul ăsta când a trecut așa, cu viziunea periferică, a văzut o crăpătură micuță, când nici dacă te uitai nu o vedeai. Și acum iertați-mă că sunt așa de direct cu dumneavoastră. Înăuntru, în cameră, l-a văzut pe așa zisul proroc, împreună cu femeia asta care era despărțită de bărbat, în cameră. Nu intru să vă spun nimic mai mult, decât că făceau niște lucruri care nu trebuia să le facă. Omul a trecut și mintea a lucrat cu întârziere. Ochiul a văzut și mintea a lucrat cu întârziere. S-a oprit. S-a întors înapoi. Și-a făcut câțiva pași înapoi, s-a dus și s-a uitat pe crăpătura respectivă. Și s-a convins. O mers repede acasă, a pus mâna pe telefon, a sunat comitetul adunării, au venit toți, l-au prins pe omul respectiv în flagrant în locul ăla. Pentru că noi suntem chemați să ne luptăm cu armele Duhului, cu autoritatea Duhului. Și când noi vorbim din partea lui Dumnezeu, când noi acționăm din partea lui Dumnezeu, când noi facem lucrări așa cum ni se cere, în numele lui Iisus Hristos, cu autoritatea Lui, Dumnezeu rezolvă problema la nivel spiritual, nu la nivel material sau la nivel la care vedem noi cu ochii. Fraților, aș vrea să mă opresc imediat spunându-vă ultimele două lucruri. În tot acest timp în care tu vei sta așa cum Dumnezeu te-a așezat, luptându-te cu armele Duhului, nu cu cele ale firii, Dumnezeu îți va purta de grijă. Pentru că Satana o să vină și o să spună: dacă stai pentru adevăr, vei pierde totul. Ai să pierzi totul. O să te dăiești afară, ai să fii înlăturat, ai să fii marginalizat, o să fii văzut rău. Și Dumnezeu spune: ascultă, îi vreau să spun ceva. Vreau să te îndrept spre răsărit și vreau să te ascunzi lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Pentru că vreau să încep o lucrare nouă. Eu vă întreb pe dumneavoastră, unde s-a coborât Domnul Iisus ca să fie botezat? Unde s-a coborât? Spuneți tare, nu vă fie frică, că vorbim acum, interacționăm. Unde s-a coborât Domnul Iisus? Unde, Ioan Botezătorul, unde botezat? Aleluia! Coboară-te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Și acolo ai să bei apă din pârâu, nu o să-ți dau încă să bei din Iordan. Dar vei bea din pârâu cherit, am să-ți trimit și mâncare pe săturate și așteaptă acolo până când lucrarea mea se va întâmpla așa cum vreau eu să o fac. Și tu va trebui să stai. Dumnezeu îți va da, ascultă-mă, vei fi în adunarea respectivă în care Dumnezeu te vrea, o să fii lângă Iordan, nu o să fii chiar în Iordan. O să fii lângă Iordan. Dar Dumnezeu nu te va lăsa să mori de foame, îți va trimite tot ce este nevoie. Pentru că tu ai ales să rămâi ascultător de Dumnezeu și Dumnezeu, chiar dacă... Ca, știți ce se întâmplă? Când ajungem într-un loc din ăla, Satana vine și spune: de rămâi aici cu copiii tăi și cu familia ta, o să mori și tu și ei.
Și Dumnezeu vine și spune, n-ai să mori, că eu am să te hrănesc, dar tu trebuie să rămâi în picioare și să spui adevărul. Și acum vă dau un exemplu. Eu sunt foarte direct și vă rog să nu vă supărați pe mine. Am ajuns în locul ăsta. Și după ce am ajuns în locul ăsta, fratele Cornel Berendeiu a avut vreo 2 sau 3 vise pentru mine cu dașamin. La un moment dat mi s-a stricat AC-ul, încălzirea la casă. Și a venit cineva, a sunat de altcineva să vină să mă ajute. Și în ziua următoare m-am dus cu omul respectiv să cumpărăm niște piese. Și mergând pe mașină, omul ăla îmi spunea mie niște lucruri. El nu știu cu cine vorbește. Și acum poate o să vă las puțin cu niște semne de întrebare la sfârșit. Dar e mai bine așa. Și omul a zis către mine, zice, frate, m-a trimis Dumnezeu în locul ăsta. Și acum ascultați. Și zice, m-a trimis. Și zice, am venit aici. Și am intrat în adunare. Și la un moment dat, zice, Dumnezeu mi-a arătat în mijlocul adunării, zice, în spatele amvonului, un stâlp foarte mare și înalt. Și Dumnezeu a spus, aruncă o frânghie pe el și trage-l jos. Dar zice, așa să-l tragi, să nu cadă nici pe partea surorilor, nici pe partea fraților. Și omul respectiv a zis, i-a spus Domnului, Doamne, eu nu pot să fac așa ceva. El a crezut că stâlpul respectiv este păstorul. Și trebuie să arunce o frânghie pe el, să-l tragă jos. Auziți? Și Dumnezeu a cerut de 3 ori și a spus, aruncă frânghia și trage jos stâlpul respectiv. Turnul ăla, era un turn înalt. Și l-a zis, Doamne, nu pot să fac așa ceva. Și știți ce a spus Dumnezeu? Eu zic Dumnezeu în felul următor. Bine, dacă nu vrei să faci, pe tine am să te dau la o parte și am să aduc pe altul care să poată să facă lucrul respectiv. Turnul respectiv, fraților, nu a fost un om. Turnul respectiv a fost o stăpânire care a fost peste locul ăsta. Și nu mă refer la adunarea, peste nampa, peste locul ăsta. Și o să mă întrebați, dar cum? Și eu vă spun cum. Din o venit sau s-o clădit prin neascultarea oamenilor. Prin îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, prin căutarea lor de a ajunge ceva, de a face ceva, nu e interesat cum vor ajunge acolo, te-a interesat să ajungă. Și s-a construit un turn înalt. Și de acolo s-a făcut absolut totul. Și Dumnezeu a spus, vreau turnul ăla dărâmat. Și acum ascultă-mă, ca să dărâm turnul ăla, nu e chiar simplu. Că trebuie să treci de oamenii respectivi, trebuie să ai frânghe la dispoziție, trebuie să ai unelte la dispoziție și știți ce trebuie să ai? O tenacitate deosebită. Cum să-l tragi jos și să nu rănești nicio parte în cealaltă? Ma să nu uitați un lucru și cu asta mă opresc. Când Dumnezeu l-a trimis pe David să vadă lupta care se ducea între poporul Domnului și filisteni, el a zis ceva lui Saul și a zis, robul Domnului era păștea oile tatălui său. Și când un animal străin, un animal rău venea, eu nu mai categorisesc acum, zice, robul, ascultați acum, alerga după el și care era primul lucru care îl făcea? Care? Spuneți. Îi smulgea ce? Oaia din gură. Ascultați, primul lucru, interesul tău, interesul lui Dumnezeu. Noi n-am fost chemați să rupem și să sfâșiem oamenii. Nici măcar animalele care, iertați-mă, în ghilimele, duhurile necurate care sunt în spatele oamenilor. Dar nu se oprește acolo și spune, dacă se întorcea împotriva robului tău, îl prindeam de falcă și ce făceam? Îi rupeam falcă. Eu te întreb pe dumneata și pe mine în dimineața aceasta. În ultimul timp, când s-a mai ridicat câte un animal din ăsta, o să zâmbiți, câte un duh din ăsta necurat printr-un om, te-ai mai gândit vreodată că în mijlocul luptei respective există 1, 2, 5, 10, 20 de oi și primul lucru care trebuie să-l faci este să smulgi oaia sau oile mai întâi din gura celui rău și apoi să te îngrijești de restul. Pentru că peste mine și peste dumneata este autoritate. Și autoritatea respectivă vine de la Dumnezeu și Dumnezeu își apără poporul. Pentru că, ascultați-mă, când el o călăuzit, exact așa cum v-am spus eu de frânghia care omul ăsta trebuia să o arunce pe turnul respectiv,
Când David o luat băuța aia, dacă vreți, piatra aia, pietrecele din râu, eu vă întreb pe dumneavoastră, chiar așa de mare a fost tenacitatea lui ca să lovească exact în punctul expus? Eu vă spun ce s-a întâmplat. Acolo a fost puterea lui Dumnezeu. Acolo el a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus, ce Dumnezeu a preluat traiectoria și velocitatea acelei pietre mici și a nimerit exact locul care era expus și uriașul mare a căzut la pământ. De ce? Pentru că un om a ascultat de Dumnezeu și a făcut ce a ținut de el. A vorbit cum a trebuit? A înaintat cum a trebuit? A ridicat arma în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Dumnezeu? Și Dumnezeu a făcut restul. Slăvit să fie Domnul. Dar vreau să spun un lucru. Autoritatea care îți lipsește în dimineața aceasta, Dumnezeu ți-o poate da astăzi. Și am să mă întreb și o să spui, dar cum, frate? Și o să spun, cum? Până acum ai stat lângă soția ta și ai zis, nu va putea Dumnezeu să facă absolut nimic. Și satana vine și îți spune, tu nu vezi că nu te mai respectă, tu nu vezi că nu mai faci așa. Și tu iei de bun ceea ce spune satana. Și zici, dar văd cu ochii mei. Tu, soție, spui același lucru de bărbatul tău. Tu, omule, spui același lucru de copilul tău. Nu mai ascultă copilul, nu mai nicio autoritate, nu mai. În ziua de astăzi am un sfat, o poruncă, nu un sfat, de la Dumnezeu. Ia ridică-te în picioare și spune satanei, satană, eu sunt autoritate în casa mea pentru că eu sunt lucrător împreună cu Domnul. Eu sunt slujitor în casa lui Dumnezeu. Eu sunt slujitor în casa mea, preot. Și sunt și templul Duhului Sfânt. Și în numele lui Iisus Hristos mă ridic în picioare. Și de astăzi voi fi autoritate. De astăzi îți spun eu ție ce se va întâmpla și nu tu mie. Și încep să rostești. De astăzi înainte mă împotrivesc oricărei stăpâniri a întunericului. De astăzi soția mea va fi o soție bună. De astăzi bărbatul meu va fi un bărbat bun. Pun sângele lui Iisus Hristos peste casa mea, peste copiii mei. Copiii mei nu vor mai ieși din voia mea, pentru că eu sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Niciun duh străin nu va mai putea să vină împotriva casei mele. Rostește lucrurile acestea în numele lui Iisus Hristos. Recâștigă-ți autoritatea. Pentru că Dumnezeu este gata să ți-o dea. Problema este că tu și eu am ajuns la un apogeu în care ne-am lăsat. Nu se mai întâmplă nimic, nu mai văd nicio rezolvare, nu mai pot să fac aia, sunt prea slab. Și Dumnezeu vine în dimineața aceasta și spune, tu ești slab, dar tu niciodată nu trebuia să fii super tare. Eu sunt tare în interiorul tău. Eu vreau să te ridic, eu vreau să se stabilesc situația, eu vreau să se stabilesc familia, eu vreau să se stabilesc adunarea și vreau să fac ceva cu tine. Vreau să te trimit să arunci o frânghie în jurul turnului respectiv și să-l tragi jos, fie că turnul e în adunare, că e în familie la tine, că e la locul de muncă, eu vreau să-l trag jos. Dar un lucru îți spun, tu vei rămâne tot în slujba mea și eu voi rămâne tot Dumnezeul tău. Și prin slujba pe care o faci tu, eu îmi voi face numele de slavă. Hai să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Fraților, știu că învățătura aceasta este câteodată grea, pentru că nu suntem obișnuiți cu astfel de luptă. Am ajuns la un apogeu în care satana atâta de rău ne-a apăsat și atâta de rău a făcut niște lucruri atâta de ciudate în familiile noastre, în adunările noastre, în locurile în care ne-a așezat Dumnezeu, încât ne-am pierdut autoritatea. Am ajuns să vorbim cum nu trebuia, am ajuns să acționăm cum nu trebuia. Dar în dimineața aceasta, Hristos vrea un început nou de la noi. Și Hristos vrea să intre în sinagogă. Și Hristos, când intră în sinagogă, El nu dă afară pe toți oamenii. El dă afară ce este rău, în numele Lui iasă afară ce este rău. Și înăuntru vor rămâne oamenii vindecați, eliberați, înăuntru vor rămâne oamenii plini de putere. Și cei din jur se vor uita și vor spune cu adevărat, aceasta este o lucrare nouă. Cu adevărat aici Dumnezeu își arată puterea. Cu adevărat aici oamenii ăștia se ridică în numele lui Iisus Hristos. Și cel care este apăsat este liberat. Cel care trebuie să primească vindecare, primește vindecare. Cel care nu poate să umble, umblă. Cel care nu poate să vadă, vede în numele lui Iisus Hristos.
și cu piatra aceea mică cu care te-ai pornit, credința care la început a fost foarte mică, Hristos a venit în ajutorul tău și a direcționat-o spre locul în care trebuie să o direcționeze. Și în numele lui Iisus Hristos, gigantul uriaș al necredinței care a venit împotriva ta, este anihilat și de astăzi înainte, tu câștigi bătălie după bătălie în numele lui Iisus Hristos. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune. Și rugăciunea aceasta să le cerem iertare Domnului. Doamne, pare rău că mi-am pierdut autoritatea, dar Doamne, în ziua de astăzi am înțeles, Doamne, că totul începe cu vorbirea, cu atitudinea, Doamne. Vreau, Doamne, să-mi schimb vorbirea, vreau să-mi schimb atitudinea, vreau să-mi schimb acțiunea și te rog în numele lui Iisus Hristos din ziua de astăzi, mergi împreună cu mine, Duhul Sfânt, autorizează-mă, dă-mi puterea necesară să fac lucrarea ta, Doamne, pentru că știu că am fost chemat la lucrul acesta. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.